Străzile din Schela Cladovei vor fi asfaltate. De mai bine de jumătate de secol aceste drumuri au fost lăsate uitării. Pentru cei de aici, reabilitarea lor era doar un vis frumos, care acum, după instalarea rețelei de gaz, prinde contur. Primarul a declarat că lucrările de asfaltare din Schela sunt un proiect de suflet pe care l-a promis oamenilor de aici și pe care îl va duce cu siguranță până la capăt. După 50 de ani, severinenii din Schela Cladovei vor vedea asfalt și pe strada lor. Una dintre cele mai așteptate lucrări prinde contur. Execuția lucrărilor de reabilitare a început după ce rețeaua de gaz a fost extinsă și în această zonă. Se lucrează de zor la străzile din Schela de Sus, de lângă școală, de lângă biserică, după ce s-a extins rețeaua de gaze. Acum venim în spate cu asfaltarea. Într-adevăr, sunt peste 50 de ani de când funcționează străzile în zona aceasta și nu au avut pic de asfalt. Am promis oamenilor atunci când am preluat funcția de primar și înainte că o să mă ocup de cartierele marginale. În acest moment avem străzi asfaltate în Gura Văi, în Dudașul Schelei, Urma și Schela. Cei mai încântați de reabilitarea drumului sunt, bineînțeles, cei care locuiesc în zonă. Pentru ei, aceste lucrări erau doar un vis, însă acum a devenit realitate. Nu trebuie să mai aveți niciun dubiu că se vor asfalta. Mai zice lumea că da, lumea este, e neîncrezătoare, da, cum spuneți noastră, da, după 50 de ani. Ne-ați promis la ședința care am avut-o la școală, ne-ați promis. Eu am încredere în dumneavoastră. Nu avem, deci eu cred că aveți... Banii sunt necesari, da, da, eu vedeți, da, lucrează, da, cum a spus dimineața până seara. Da. Dacă nu era domnul Screciu, nu mai vedeam noi asfalt aici, să știți. Ați avut luat asfalt, doamna, aici? Nu, niciodată, prima dată. Ne-a tot promis, stăm de 52 de ani aici și n-am avut asfalt deloc. Deci eu cel puțin de 52 de ani. E un lucru foarte bun acesta. Și abia așteptam să fie și pe aici, să meargă copiii totuși în niște condiții cât de cât omenești, da. Nu a fost niciodată asfalt aici. Niciodată, da. E un lucru foarte bun, fiindcă aparținem de oraș. Nu a fost niciodată asfalt aici. Nu. De cât timp stați în Schela? Cam de 11 ani. Și de atunci vă luptați cu nămolul în fiecare iarnă. Da, în fiecare iarnă. Chiar și cu bolți mai mari și mai mici. Și noroi, și zăpadă, și de toate. Se lucrează într-un ritm alert, astfel că lucrările se preconizează a fi finalizate cât mai repede. În cazul în care execuția lor nu va mai putea continua din cauza vremii, acestea se vor relua anul viitor.